Aș dori tare mult să vă aduc în generația mea, să vedeți cum vedem noi lumea, să vedeți cum ne raportăm noi la viață, la biserică, la Dumnezeu, cum înțelegem noi închinarea. De aceea, astăzi, împreună cu mine, o să fie niște prieteni de-ai mei, tineri de vârsta mea, cei drept sunt mai mici decât mine amândoi, dar o să vedem împreună cam care sunt principiile noastre de viață, cam cum ne raportăm noi la cei din jurul nostru. Aici, la masa rotundă, este Sergiu Iura. Bine ai venit! Bine te-am găsit, Toti! Te-am mai fost, dar în studioul tău. Exact. Și Nati Suciu, el este și fratele meu. Nati, mulțumesc că ai acceptat, chiar dacă a fost mai cu greu. Da, cu bucurie. Cum a fost ziua voastră astăzi? Grea. Obositoare, am lucrat toată ziua și te obosește, te frânge, dar mă bucur să fiu aici. Ce muncești? Construcții. Dimineața, seara, muzică. Și noaptea dorm. Și pe lângă asta mai și citești? Și când spuneai multe chestii, multe citate care ți-au plăcut, mai ai noaptea, pe lângă faptul că dorm, mai îmi trimis și mie câte un citat care te impresionează. Dacă mă uit pe WhatsApp, mi-ai trimis un citat foarte fain de la... Cele mai multe sunt în legătură cu căsătoria sau care. Ce ne frământă. Stai să vedem acum. Sergiu, și citesc citatul ăsta, îmi dai voie, nu? Să divulg un secret. Cred că e puțin cam dur, dar... Asta cu al doilea citat. Al doilea, da. Zicea Dostoevski, de la el alată, sau? Exact, exact. Crede-mă, ce-mi trimite mie Sergiu pe la ora 23:17, da? Asta e bine de precizat, că e în urma discuțiilor noastre. Da, facem încă o paranteză înainte să citesc citatul ăsta. Obișnuim să mergem noaptea, să ne plimbăm prin oraș și să ne spunem frământările pe care le avem, cum ni se pare viața, cum ni se pare, ni se par oamenii cu care ne intersectăm, tot felul de chestii din astea. Și în discuțiile noastre nocturne avem discuții și despre fete și cum credem noi că o să ne căsătorim. Mai facem haz din casă. Și așa ascultați ce mesaj mi-a trimis Sergiu, cred că a fost după o plimbare de felul ăsta, de la Dostoevski. Crede-mă, viața fiecărei femei, orice ar povesti despre ea însăși, nu-i decât o căutare continuă a omului căruia să-i se supună. Ca să zic așa, oricare tânjește după un stăpân. Și ține minte, nu există nicio excepție de la această regulă. Frumos citat. Da. Interesant, adânc. Oare așa să fie? Nu știu. Ar trebui să chemăm și niște fete aici să întreb dacă Dostoevski avea dreptate cu citatul ăsta. Nati, tu ce ai făcut astăzi? Eu, în schimb, am un job mai ușor ca Sergiu. Lucrez numai 6 ore la Liceul Pentecostal. Nu știu dacă pot să-i spun așa un job. Îmi place foarte mult să studiez, să citesc, să învăț la Liceul Pentecostal. Am avut o zi ușoară, după liceu am putut să mă odihnesc câteva ore bune, după care am venit aici la biserică să mă bucur cu frații, iar acum aici. Ce ți se pare ție frumos la vârsta asta? Nu știu, mi se pare foarte frumos și special lucru că pot să slujesc pe Dumnezeu, ceea ce mă face atât de fericit să fiu în fiecare zi. Lucrul ăsta care mă fascinează în fiecare zi, de a trăi cu Domnul Iisus și de a putea să fiu fericit chiar dacă alții de la vârsta mea, nu știu, probabil se droghează, fumează, trăiesc în lume, caută fericirile acestei lumi. Sunt bucuros că pot să fiu cu adevărat fericit și nu știu dacă există fericire mai mare cu care pot să trăiesc în inimă decât cu care trăiesc astăzi. Te cunosc stând cu tine în casă, fiind frați, ai un program destul de riguros în ceea ce privește rugăciunea. Acum asta e mai de odăiță, dar îmi iau libertatea să spun. Deci e super pe mine că îți divulgă ceea ce faci în timpul liber seara. O să mă ierți tu că n-ai încotro. Ce te face pe tine să te rogi atât de mult în fiecare seară? De multe ori am văzut, neglijând acest timp de rugăciune,
amânând, lăsând pe altă zi, lăsând probabil să mă rog doar 5 minute, 2 minute la repezială, am văzut cum ziua respectivă sau ziua următoare e o zi foarte stresantă pentru mine, o zi aglomerată, o zi în care mă stresez, o zi în care lipsește bucuria, o zi în care, nu știu, nu mai sunt așa de liber, așa de bucuros, simt așa o povară. Și de multe ori am văzut că atunci când mă rog, atunci când aleg să petrec mai mult timp în rugăciune, să stau, să meditez, să spun Domnului Iisus tot ceea ce am pe inimă, atunci am văzut cum ziua respectivă, ziua care urmează, sunt atât de odihnit, sunt atât de liber, sunt atât de plin de pace, nu am niciun stres, n-am nicio îngrijorare și lucrul ăsta, nu știu, ăsta mă motivează. Chiar David Wilkerson spunea că atunci când tu te rogi, Dumnezeu spune în ordine toate lucrurile din viața ta. Și chiar lucrul ăsta l-am văzut și în viața mea. Atunci când eu mă rog, Dumnezeu îmi pune lucrurile din viața mea în ordine. Am înțeles. Deci lucrurile se așează atunci când vii cu rugăciune. Spunea de David Wilkerson. Ai mai și citit, acum în ultima perioadă, nu știu ce citești, era o perioadă în care te vedeam foarte mult cu cărți, cu romane și citeai foarte mult. Care roman te-a influențat, te-a format? A fost unul dintre ele. Pot să zic că prietenul lui David Wilkerson, Nicky Cruz, care a scris cartea Fugi, băiete, fugi, a motivat la o viață de rugăciune mai puternică, mai aprofunzată în Dumnezeu, dacă pot să spun așa, și chiar cartea respectivă m-a motivat la lucruri foarte frumoase, dacă pot să... Am înțeles. Sergiu, te-ai venit cu câteva cărți aici, ți-am spus să aduci cărți, cred că tot îmi dai citate și stare curios să văd dacă ai pregătit un citat pentru noi în seara asta. Prietenii mai de aproape te știu, Tolstoi zice. Da. Da, probabil. Nu, mi se pare interesant ceea ce a zis Nate legat de rugăciune. Ce nu înțeleg, dar acum parcă fac legătura cu ceea ce zice și Tolstoi. Spune că răbdarea și timpul sunt cei mai puternici războinici. Nu există ceva mai puternic decât aceștia doi. Referitor la rugăciune. Te-ai rugat vreodată așa pentru ceva nume și să aștepți mult? Acum tu ai spus, de exemplu, că te rogi pentru ziua următoare și ți se pare că toate lucrurile merg, nu știu, de la sine, nu? Așa am înțeles. Am înțeles. Spuse în ordine. Păi, de exemplu, am început să mă rog pentru viitoarea mea soție, chiar dacă nu știu cine e, nu știu unde e. Câți ani ai? 18. Bine, o să-mi doresc și eu să încep o relație la momentul potrivit, dar mă rog pentru ea și chiar dacă încă nu știu când o să încep relația, mă rog așteptând momentul potrivit sau momentul în care să vină dragostea asta. Interesant, răbdare și timp. Că spuneai de... Înțeleg că întrebarea ta era în genul dacă am primit răspuns la rugăciunea pe care am... Exact. De exemplu, noi doi. În ceea ce privește căsătoria, da, încă nu avem ceva foarte concret. Dar în ceea ce privesc alte lucruri, am văzut că în viața mea am primit răspuns la rugăciuni de foarte multe ori. Pe lângă faptul că am primit pacea asta de care zicea și Nati când eram în mijlocul problemelor, a fost momentul când m-am rugat pentru mașină, de exemplu. Anul trecut, sau cum acum, deci mașina asta o am... De un an și mă rugam pentru o mașină, aveam Golful 4, era mai ciobit, mai ruginit și am început să mă rog și am zis, Doamne, te rog, dă-mi o mașină din 2013. Am zis, drept că nu am bani să-mi cumpăr o mașină din 2013, banii mei pe care am pot să-mi cumpăr un Golf 4 mai nou sau ceva în genul ăsta. Și m-am rugat timp de o lună. Am zis pentru un, așa mă rugăm, Audi, Doamne, dăm un Audi A4 din 2013, culoarea bleu-maren. Bun, m-am rugat. O trecut o lună, n-am primit nimica. Am zis, bine, Doamne, deci nu vrei să-mi dai Audi. Atunci mă rog pentru Mercedes. Mercedes. Și am început rugăciunea. Doamne, trebuie să-mi dai un Mercedes E-Class, iarăși din nou, îi spuneam. Cam mai rugat încă cam o lună, ceva în genul ăsta. O trecut a doua lună în care mă rugam pentru o mașină și acum să nu crezi că mă rugam zilnic în fiecare moment, în fiecare rugăciune, Doamne, dă mașină, că nu eram disperat după asta, dar oarecum vedeam... Persista ideea asta în... Mama zice, bă, cumpără-ți o mașină, schimbă-ți mașina, te ajutăm, mașina asta deja e veche. Doamne, și de rușine măcar de o mașină. Și Doamne, slujitorul tău, vezi tu cum faci acolo. Și...
După ce a trecut a doua lună și m-a rugat și n-am primit nimic, a zis, Doamne, mulțumesc pentru golful pe care l-am. Mulțumesc că încă merge, încă funcționează, mă pot deplasa încoace și încolo. La câteva săptămâni, după ce am fost mulțumit cu ideea, am primit un dar mare din partea lui Dumnezeu prin niște frazi din Paris, împreună cu Daniel Todoran și Dani Sava și alți oameni care au fost implicați, m-au ajutat să îmi iau mașina asta. Mi-am pus o sumă foarte mică pe lângă prețul pe care îl are Passatul ăsta din 2016, pe care l-am acum, și ăsta a fost răspunsul pe care Dumnezeu l-a dat rugăciunii mele. Deci mi-a dat o mașină, nu din 2013, cum am rugat, ci din 2016, nu Audi sau Mercedes, că erau scumpe la întreținere. Am aflat după aia că Mercedes e destul de scump și nu, da, poate că nu-mi permiteam, știi, să-l scot numai din când în când și trebuie să mă folosesc. Și Passatul e și o mașină foarte mare și spațioasă și consumă și puțin. Apropo, am scos un consum de 3,8 într-un drum de satul mare. Deci exact ceea ce aveam nevoie la ora asta. Deci cum se zice? Rugăciuni? Passatul mașina slujitorului. Este. Deci chiar Dumnezeu a ascultat rugăciunea asta și altele în viața mea. Și asta cu că te vorbeam de soție, sigur și asta va asculta. Da, eu am început să văd că Dumnezeu ascultă rugăciunea când am fost mic. Aveam ceva pian mai vechi, mic, mă rog, 15-16 ani. Aveam ceva pian mai vechi și mă tot uitam pe internet, atunci era febra asta, să mă uit pe internet să văd dacă găsesc ceva piane mai noi. A apărut atunci Yamaha Tyros 4. Iar atunci îți dai seama, ca și cum ai zice acum, S-Class din 2022. Se crea ceva, ultimă generație. Și am zis, du-te mă, niciodată nu o să-mi iau așa ceva. M-am uitat la preț când am văzut prețul, zic, ei, niciodată. La discuție cu familia, m-a zis un unchi de meu că nu-mi schimb pianul. Zic, aș schimba, dar no, nu, costă bani. Și ne-am uitat pe internet, m-am uitat la ceva versiune mai nouă decât cel pe care l-aveam, aveam ceva versiune 700 și m-am uitat la 900, mi se pare, și maică mi-au zis, păi dacă tot îți iei, ia-ți ceva mai scump, hai să ne uităm, zice. Și ne-am uitat pe internet și zicea, ăsta, nu ți-ar plăcea? Era ăsta care, la care m-am gândit, Yamaha Tyros 4, când am zis, pe cum să nu? Hai să luăm, hai să luăm. Și mi se pare interesant, spuneai tu că Dumnezeu ascultă și pune în ordine. Nati, tu te rogi mult, mai mult decât mine, cred că m-ai depășit. Tu ai văzut mâna lui Dumnezeu în rugăciunile pe care le-ai adresat lui să-ți răspundă unor rugăciuni, să primești unele lucruri sau unele rezolvări? Și dacă tot e vorba despre asta, despre ceea ce am primit, eu am primit sau am contribuit și eu tot așa puțin la o chitară. Știu că Cipri Todi au cântat toată la noi la tineret la o conferință și avea o chitară foarte faină și am zis, bă, asta e chitara mea preferată. N-am auzit în viața mea o chitară mai faină ca asta. Avea un design foarte frumos, o culoare foarte frumoasă, suna foarte bine și am zis că asta e chitara visurilor mele. Și după ce am mai crescut ceva timp, am vrut să-mi cumpăr o chitară, dar nu visam nici eu la chitara asta. Până ce și tati a spus că să-mi cumpăr o chitară și cu banii puțini pe care am avut eu, m-a ajutat și tati și am putut să cumpăr chitara asta la care am visat. Și am văzut că chiar dacă i-am spus asta la Domnul Iisus în rugăciune, că îmi doresc o chitară, îmi doresc lucrul ăsta, Dumnezeu l-a împlinit pentru că împlinește de multe ori ceea ce e după voia Lui, ceea ce nu ne face să așteptăm sau probabil nu primim. Deci asta trebuie să facem și noi cu căsătoria. Să nu ne așteptăm. Ei, acum poate mai trebuie să așteptăm la asta. Ce ți se pare greu la vârsta asta? 25 de ani. Să fac deciziile corecte. Cred că asta e cel mai greu, pentru că sunt câteva decizii pe care nu le mai pot schimba. De exemplu, cum e căsătoria. Chiar mă gândeam astăzi că e un har sau e, nu știu, ceva fascinant să poți să iei decizii. Poate pare pueril pentru unii, dar să fii capabil să iei decizii mi se pare interesant și să le iei și pe cele bune mi se pare și mai interesant. Chiar vorbeam la grupul de adolescenți miercuri și îi întrebam de fricile lor. Mi-a spus
cineva mi-a spus că se teme de întuneric, fetele se tem de păianjeni, apropo. Da. Deci cum se tem tu atâta de mare, bun păianj, dai una și... Fiecare cu temele lor. Dar m-a întrebat și pe mine, tu ai vreo frică? Și am stat așa, m-am uitat, am zis, n-am nicio frică. Și am stat după aia să mă gândesc mai bine și am zis, totuși cred că îi una. Mă tem acum, în perioada asta, să nu fac o alegere greșită în ceea ce privește chiar căsătoria, pentru că mi se pare atât de importantă alegerea asta și nu depinde numai de tine. Că zici, bă, dacă e o chestie pe care o faci, depinde numai de tine. Dar depinde și de o altă persoană. Și doresc foarte mult ca Dumnezeu să mă... E o frământare și pentru mine treaba asta și o frică oarecum că mă duc pe un drum unde nu depinde numai de mine și depinde și de altcineva. Și foarte important ca să putem să ajungem la final bine. Asta da, mi se pare și mie greu, să știi. Aici de-aia avem noi multe discuții că... Da, da, da. Mi se pare foarte interesant suspansul ăsta pe care cu care hăruiește Dumnezeu pe oameni, ca să zic așa. Să nu știi ce urmează, să aștept să... Să mi-ai spui mai coerent, mai logic. Cum ai zis tu de decizia, vrei să iei o decizie, dar nu știi dacă ai cea corectă. Și parcă Dumnezeu te lasă așa într-un moment, într-un suspans în care se uită la tine, parcă așa, și parcă cred că zâmbește către noi. Și zice, bă, să mă chinui asta mult. Noi ne batem capul, Doamne, dar asta nu, încotro. Ai... La 18 ani, oare care-s fricile? Sincer, chiar asta am să zic și eu, ceea ce a zis Sergiu, luarea deciziilor. Probabil că noi nu luăm chiar așa importante decizii ca și voi, dar totuși luăm și noi decizii în fiecare zi și mie ăsta mi se pare cel mai greu lucru așa, să iau decizii. Să te hotărăști, să știi ce să faci și să știi că ești în voia lui Dumnezeu prin decizia care ai luat-o. Da, dai că tot mi se pare un exemplu, nu știu, foarte plauzibil acum în contextul ăsta. Și când Eluțu, el ia decizii întotdeauna foarte spontan, foarte repede. Să fac asta sau să nu fac asta? Să mă duc acolo, să nu mă duc acolo? Ce fac acum? Citez din Biblie. Hai să vin ce zice. Pac. Mă duc, nu mă duc. Și e un om care se bazează foarte mult pe călăuzirea lui Dumnezeu. Acum voi știți mult mai multe. Da, e foarte adevărat. În ceea ce privește decizia ta, nu contează cât de avantajos sau neavantajos pare direcția în care se duce. Dacă Dumnezeu a spus să o ia pe acolo, da. Se duce. Nu contează dacă a început o lucrare sau are alte planuri planificate pentru ziua respectivă. Dacă Dumnezeu îi zice un lucru, automat lasă tot și pleacă. Aici e un exemplu și un model pentru noi să iei decizii în felul ăsta. Și vezi care e pacea aia, până la urmă, liniștea, că bă, sunt voia lui Dumnezeu. Ești exact. Liniștit. Interesant. Deci luarea deciziilor la vârsta asta. Nelubrie spunea foarte tare că trebuie să luăm decizii de cele mai importante în viață în momentul în care avem cea mai puțină minte. Da, groaznic. Chiar de la vârsta asta, în 18 ani, tesei, facultatea, nu știu, probabil job după ce termin liceul. Decizi unde te duci la facultate, cu cine te căsătorești, da, exact. Te uiți, drumul în viață, toate astea le iei decizii importante le iei acum în perioada asta, când ai așa de multă experiență. Când ai multă experiență, deja deciziile sunt luate. M-a expirat. Și ce mi se pare interesant, că atunci, pe moment, probabil nu înțelegi de ce trebuie să iei decizia respectivă, sau dacă ai făcut-o, eu mi-aduc aminte când am început facultatea, am mers la conservator în Cluj și nu eram așa, nu știu, eram nehotărât, eram așa foarte instabil în alegerea facultății. Am vrut să mă duc la București, la Universitatea de Muzică și n-am înțeles atunci, eram așa supărat oarecum. Dar acum, după ce trece timpul, parcă vezi cum se conturează și înțelegi de ce anumite decizii. De atunci, probabil, se pare așa o incertitudine. M-am făcut bine, n-am făcut bine. Foarte interesant. Probabil lucrurile astea vin ca o liniște atunci când înțelegi foarte bine care e planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Și asta vine dintr-o relație. Cum înțelegi relația cu Dumnezeu? Adică eu mă gândesc că chiar acum zilele astea stau foarte mult să mă gândesc că prea mult l-am făcut pe Dumnezeu
un Dumnezeu al icoanei. N-avem icoane în biserică, n-avem statui în biserică, însă l-am făcut pe Dumnezeu un Dumnezeu foarte greu de atins, foarte distant de noi, nereal, nepalpabil. Și îmi dau seama că ar trebui să nu mai încerc să fac lucrurile, să-l bag pe Dumnezeu în lucrurile în care el nu îi. Sau n-ar trebui să simulez prea mult, Domnul e aici, Domnul e aici. Nu, pur și simplu când Dumnezeu vrea să facă chestia aia, chiar o face. Și mi se pare că, oarecum, în viața mea, nu pot să generalizez lucrul ăsta, l-am văzut pe un Dumnezeu foarte, foarte distant, în timp ce eu cred că Dumnezeu e foarte, foarte aici. Prezent. Foarte aici, da. Și chestia asta acum mă frământă foarte mult și aș vrea să-l înțeleg pe un Dumnezeu care e un Dumnezeu uman. Un Dumnezeu, dar se coboară și la nivelul nostru uman și poate să fie pe înțelesul nostru și foarte real. Da, probabil cred că și din cauza, din punctul meu de vedere, faptul că părinții, bunicii ne-au inspirat cumva reverența asta sau teama asta sfântă, știi, te adresezi lui Dumnezeu într-un mod foarte formal. În schimb, exact, tatălui tău nu te adresezi așa formal. Poți să povestești mai degajat cu el și Dumnezeu, tocmai asta e în Biblie, spune, într-adevăr, Dumnezeu e suveran, trebuie să te raportezi la el cu respect, nu îi spui lui Dumnezeu, bă, Doamne ferește. Dar cred că Dumnezeu e mai personal. Dacă plângi, acolo se înțeleagă. Oti, o să fie bine. Nu-ți trimite o scrisoare, stimabile Oti, în data cu tare, cauza dumneavoastră va fi rezolvată. Nu. Nu percep așa pe Dumnezeu. Când te rogi lui Dumnezeu, nu te rogi, stimate Doamne, puncte, 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 cu drag să-i ajute pe pământ. Nu. Spui, tată, uite, asta e problema mea cu care mă confrunt. Ce fac aici? În ce direcție? Dumnezeu mai personal. Cred că chestia asta cu rugăciunile, m-am stat mult și m-am gândit, de ce trebuie să strigăm la Dumnezeu când ne rugăm? E adevărat că Domnul Iisus în Biblie spune că Evanghelia după Matei, pare mi se, când se ruga Domnul Iisus, spunea că el se ruga cu strigăte mari. Da? Striga într-un moment de disperare era până la urmă, când striga către Dumnezeu. Dar mă gândesc noi, când nu avem momente de disperare, să strigi în rugăciune, nu știu cât îi... Mă duc la tata și povestesc, vorbesc cu el foarte degajat. Dacă mă lovesc păstă ceva și zice, ce-i bai motii? Au, mă dor, adică strig! Da, da, da. Da, bunicul accentua foarte tare chestia asta. Își spunea că rugăciunea sinceră înainte de Dumnezeu nu e cea care strigi, doar strigi, ci nu este nicio lacrimă pe ochii tăi. Normal strigi atunci când te doare ceva, cum ai spus tu acum, în inima ta, în sufletul tău te doare, nu mai poți, nu mai reziști la ceva. Și atunci cred că în momentul în care practic strigi spre Dumnezeu cu sufletul, cu vocea și manifestându-te când plângi. Da, plângi în hohot, de când îți plânge sufletul și plângi cu voce tare, strigi. Nu mai rezist, nu mai pot. Trebuie să fii tu până la urmă, nu natural. Da. Și eu tot de la tine am auzit sau de la tine am învățat chestia asta că când trebuie Dumnezeu trebuie să fii natural. Îți spui ca și cum ai vorbit cu prietenul tău, acum cu reverență, cu respect, și eu ca să am învățat de la tine. Să-i spui tot ceea ce ai pe inimă, tot ceea ce te dore, problemele tale, tot. Ca unui prieten. Uh-huh. Asta le spun tinerilor în special. Sufăr, mă doare, mai spune câte un tânăr cu o chestie, o problemă de-a lui. Și am zis, spune exact așa cum e la Dumnezeu. Povestește cu el. Le spun să povestească cu el și le-am dat o imagine. Am făcut la un moment dat ceva mesaje pe WhatsApp cu un prieten de-a meu și le-am arătat așa pe ecran mare conversația de WhatsApp. Și am zis, vedeți cum vorbesc, ce ai făcut astăzi, cum, de-aia am spus că am adus acolo și să înțeleagă că Dumnezeu, de fapt, el nu vrea să spune, te slăvim, Doamne, te lăudăm, te onorăm și cuvintele astea nu mai înseamnă nimic. Că nu înseamnă nimic pentru tine, da, interesant. Te lăudăm, Doamne, te onorăm, cu ce lauzi? Te onorăm, te binecuvântăm. Formule. Îți mulțumim că în această zi ne-am ridicat din pat, te slăvim pe tine, te binecuvântăm și așa mai departe, puncte, puncte. Doamne, dimineața asta nu știu ce am visat, m-am trezit dintr-un vis, am visat că... Da, am înțeles. Ce am visat, să povestești, să ai relația asta, asta înseamnă o... Probabil o și din cauza că, vezi, și România a fost sub regimul ăsta comunist atâția ani de zile și li s-a îndus probabil frica asta,
Eu am stat în Spania de când am fost mic și la noi la școală obișnuiam să vorbim cu profesorul la Pertu. Îi spuneam, nu știu, Carlos sau Reme sau știu eu mai cum, la Pertu. Uh-huh. Că și cum ți-a spune, ție Oti sau Nati. Noi spuneam domn profesor. Când am venit în România la liceu și să spun domn profesor, doamna profesoră, rămas șocat. Și în engleză, nu-i pronumele de... Noi avem dumneavoastră, dumnealui, da, exact, dumnealor. Da, exact, exact. Ne adresăm cu promese politeții, dar nici în America nu este you. Tu, da, îi spui și la exact. Șeful și la director și la muncitor, la toată lumea you, ești tu. Dar și probabil cortina asta între persoana respectivă, când o idolatrizezi cumva sau o pui așa pe un piedestal, formalismul ăsta, cred că asta distruge relația cu Dumnezeu, că ai zis cum înțelegem. Dacă am putea să distrugem cortina asta între noi și Dumnezeu, formalismului ăsta, atunci cred că ar fi mult mai caldă relația, mult mai autentică, mult mai palpabilă. Da, și relația să te determină și relația cu Dumnezeu, în ce îl simți mai aproape, știi cum să vorbești cu El, cum să trăiești, și rugăciune. Tu cunoști așa pe Dumnezeu personal sau cam cum e rugăciunea ta? Ai avut momente când te-ai rugat și tu formal? Da. Chiar la început, adică când am început să mă rog, mă rugam chiar formal, adică mă rugam ca să umplu, nu știu, o oră, jumătate de oră și mă punea la somn. Până ce au trecut timpul și am realizat că de fapt e ca și o robie asta. Te rogi formal, mă rog formal și doar ca să umplu timpul, să știu că m-am rugat. Și până ce am făcut o redefinire a rugăciunii în viața mea. Și atunci și mai binecuvântat, și mai fericit, și mai bucuros și mai relaxat, așa că pot spune, în fiecare zi. Tu te rogi cu foarte multă pasiune. Eu l-aud pe Nati, mai cântăm împreună și stând acolo lângă mine când ne rugăm, l-aud că pune foarte multă pasiune, foarte mult foc, mult patos. Rugăciune, nu e așa formal. Te rogi, sală de piatră, Doamne, îți mulțumim în această dimineață că văd că se consumă, se chine. Azi au fost momente și pentru tine la început când ai fost formal, ai fost rece, mm-hmm, distant, dar spuneai aceleași cuvinte. Da, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, adică nu-L cunoșteam prin rugăciune, de fapt asta e, ca să-L cunoști pe Dumnezeu. Nu să vorbești numai tu sau să mai îl simți pe El că îți răspunde, că să-L simți lângă tine acolo, lângă patul tău, în camera ta când e singur. Să fii bucuros când te culci sau în urma rugăciunii. Îmi place mult la Dumnezeu că este abordabil, nu este inabordabil. Asta îmi place foarte mult la El și că nu trădează. Credincios? Da, e credincios, dar în ce se nu trădează? Adică când vii la El, El are o soluție pentru tine. Oricare ar fi problema, oricare ar fi greutatea, Dumnezeu totdeauna are o soluție, are un răspuns, are ceva. De cele mai multe ori te surprinde, că nu-i cum te aștept. Și asta e și frumos la Dumnezeu, că știe să-ți facă surprize. Unele parcă zici, da, nu chiar așa am vrut, Doamne. La voi ce vă place la Dumnezeu? Faptul că e credincios, legământul Lui, deși noi suntem necredincioși de multe ori, prin urcușuri, coborâșuri, Dumnezeu rămâne credincios legământului și asta pe mine mă fascinează, imuabil. Nu există umbră din cauza mutării. Dumnezeu e același. Asta mi se pare foarte interesant, să fii de neschimbat, să fii statornic. Ceea ce mă fascinează la Dumnezeu este El care e suveran, El care e tot puternic, El care domnește, El care face tot ce vrea chiar. Nu știu, să se uite spre noi și să asculte rugăciunile noastre, să asculte cererile noastre, adică îi spui o dorință, îi spui că, Doamne, sunt trist acum, aș vrea ca să-mi umpli inima de bucurie. Și atunci El să vezi cum îți umple inima cu bucurie, să vezi cum îți răspunde rugăciunii chiar în moment, chiar dacă tu ești, nu știu, un păcătos, nu meriți, ești sărână, El să privească spre tine și să-ți dea rezolvare problemelor tale. Da. Asta e Dumnezeu, pe scurt, lucrurile care ne impresionează la Dumnezeu. Aș vrea să vă spun și eu un citat care mi-e place extrem de mult și după aș vrea ca să ne lăsăm fiecare
gândul și versetul, citatul din Biblie preferat. Știu că ți-ai adus și cartea cu Tolstoi, cu Dostoevski. Care e asta? Asta e Dostoevski, frații Karamazov. Ne poți lăsa și un gând de acolo, o vorbă de duh. Dostoevski, asta a fost. Mi se pare că cineva zicea că dacă s-ar scoate toate citatele din Biblie, din operele Dostoevski, ar scoate nu știu cât la sută din opera lui. E plin de pasaje din Biblie. Dar ce vreau să spun din cuvântul lui Dumnezeu din Biblie, unul dintre versetele care mi-e plac foarte mult, l-am lăsat foarte mult tor tineri și colegilor mei de școală. Versetul ăsta a scris pe panglici, pe albume. Proverbe 4:23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Păzește-o. N-a zis dacă... Zai, spun eu, între timp. Mie îmi place un pasaj foarte interesant din Plângerile lui Ieremia, cred că capitolul 3. Și acum am spus că nu-l înțeleg. Mă bazez pe cuvântul lui Dumnezeu care zice că este bine. Și cred că într-o zi vom înțelege. Zice, bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru un tânăr să poartă un jug, în tinerețea lui să stea singur, să tacă, fiindcă Domnul a așezat pe gâtul lui să-și umple gura cu țărână. S-ar putea să mai existe speranță sau nădejde, să-și dea obrazul celui ce-l lovește și să se sature de dispreț, pentru că stăpânul nu respinge pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, are milă iarăși de el după îndurările lui cele mari. Că cel nu necăjește, nici nu întristează cu plăcere pe fiii oamenilor. Și cred că asta se leagă, cum spuneai, să-ți dea obrazul celui ce te lovește și să te saturi cu dispreț, de ceea ce zice și Dostoevski. Zice că mi-am dat seama că sunteți un om de caracter, căci nu v-ați temut să vă puneți în slujba dreptății, chiar dacă ați avea de înfruntat disprețul obștesc. Foarte interesant. Te pui în slujba dreptății. Dreptate e de suferit. Frumos. Și mie îmi place mult pasajul ăsta din Ieremia. Cu tânărul care trebuie să stea, să poarte un jug, e greu cu ceată. Suntem curioși când trecem de la etapa de tânăr. Versetul meu preferat sau unul dintre cele mai preferate versete din Biblie de către mine, am dat din el și la Biserica Lesionului duminică seara și o să-l citesc și aici. Romani 8:28. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Nu știu, lucrul ăsta te face ca să fii fără griji, să fii relaxat, să fii odihnit, să fii fericit chiar, crezând că toate lucrurile lucrează împreună spre binele tău. Probabil chiar și deciziile care le luăm. Exact. Dacă știi că îl iubești pe Dumnezeu, adică eu îl iubesc pe Dumnezeu și cred că toate lucrurile care mi se întâmplă sunt spre binele meu. Și ce ne dorim noi mai mult decât ca să fim fericiți și să fie toate lucrurile spre binele nostru. Și lucrul ăsta atunci când noi îl iubim pe Dumnezeu, dacă îl iubim, trebuie să credem că toate lucrurile lucrează spre binele nostru, chiar toate, să credem asta. Fain. Foarte fain. Și pasajul ăsta din Romani 8:28. Dumnezeu este un Dumnezeu personal, Dumnezeu care răspunde rugăciunilor, care face lucruri foarte faine pentru toți cei care vin la El. Îmi scriu băieții că trebuie să mergem, avem o întâlnire acum, în 10 minute trebuie să fim în altă parte, așa că încheiem aici podcastul de astăzi. Cred că v-ați simțit bine împreună cu noi, cu generația mea, cu prietenii mei, să vedeți un picuț cam ce se întâmplă în mintea și în viețile noastre. A fost așa ca de la tineri la tineri, ca de la noi la noi. Mulțumim că sunteți împreună cu noi și pentru toate implicările pe care le-ați avut pentru Pur și Simplu prin rugăciune, prin donații. Vă mulțumim!